Băi, ce este acest desen, mă? Ia uite-l la ce... Băi, arată exact ca mine. Salut, băi, șacalilor! Ce faceți? Se pare că în zile de astea așa călduroase, nici Niculeț nu mai are forță să facă acel intro plin de energie, fraților. 36 de grade, nu mai zic nimic. În momentul ăsta vreau să lăsați un comentariu câte grade sunt la voi în oraș. Plot twist, da, este tricoul lui frate meu, le mai schimbăm între noi. Plot twist, încă filmez în chiloți. Plot twist, da, mi-este foame. Plot twist, a sări într-o piscină, da, a sări. Și încă un plot twist, nu știu de ce are frate meu o coadă de lingură ruptă chiar aici. Nu încetează să mă uimească deloc când mă întorc acasă și filmez, foarte ciudat. Ca idee, ce facem astăzi, vă spun eu ce facem. Nu uitați să vă abonați, pentru că eu mi-am amintit că la începutul anului am zis că, băi, anul acesta hai să facem, să ne facem 1.500.000 de abonați, bă. Și avem nevoie de încă 100.000 de abonați. Am făcut 100.000 de la începutul anului până acum și mai avem nevoie încă de 100.000. V-am zis pe Instagram, dacă mă urmăriți la Ronz Niculeț, băi, desenați-mă. Pentru că mă desena ceva la un dat și mi s-a părut tare să fac un clip în care mă uit la cum mă desenați voi pe mine. Cum mă vedeți, nu mă interesează să mă desenați bine, că nu asta e ideea. Vreau să văd ce e în spatele desenului, știi ce zic? Că voi mă vedeți într-un fel. Uite, cineva chiar mi-a trimis un desen și mi-a pus poză de profil la Instagram cu desenul cum mă vede persoana și mi se pare foarte tare. Foarte tare. Uite, avem aici primul desen. Ia să ne uităm, fraților. După cum putem vedea, aici sunt eu și cu fratele meu. Da. Deci cred că asta este hârtie. Au avut ceva salam în ea. Știi cum se leagă salamul? E ok. Îmi place. Chiar o să dau și note. Acesta este cam de 9.35. Cam așa. Tot. Mulțumim, Daria, pentru desenul tău frumos. Denisa Beatrice. Desen portret. Ia să vezi. Pardon. Se pare că aici chiar avem un desen bun. Adică dacă știți poza mea de pe Instagram... Chiar oarecum este la fel. Ești prost, bravo. Bravo, da, este ce trebuie. Mă vede frumos fata asta. Chiar sunt ce trebuie. Este ce trebuie. Chiar mi-a făcut mai mult păr decât aveam atunci. Super tare. Te pup. Bravo, ești tare rău. Și cu atâtea desene bune, bă. Uitați-vă, leacă, ăsta chiar îmi place rău de tot. Dar pe ce l-a făcut așa șmecher cu creion, cu negru, cu de-asta? Ia uitați-vă, leacă, fraților. Sunt frumos sau nu? Sunt legit. În momentul ăsta sunt sau nu frumos, că mă enervez rău de tot. Nu, vă spun eu cum stă treaba. Gen, efectiv, să zicem ca și eu gagică, între 19 și 28 de ani. Și aș merge pe stradă, ok? Și cum merg ca o gagică așa și mă uit în față, la un moment dat văd un tip trecând pe lângă mine așa, știi? Și este tipul ăsta. Ok, dacă l-aș vedea pe tipul ăsta, oricât aș fi de gagică doamnă respectabilă și așa, frate, m-aș uita o leacă așa, știi? Și aș zice, bă, ești prost, știi cum ar veni? Efectiv așa aș face. Bă, și după ce ar trece de mine aș merge așa și cu tot orgoliul meu și pe care l-am eu și așa, bă, m-aș întoarce la un moment dat, știi, să mă uit după el. Și el, bineînțeles, de fapt, deja s-a uitat și se crea, bum, și-o frumoasă poveste dragoste datorită că sunt frumos. Vezi ce înseamnă să fii frumos? Au uitat ce tehnică aici au folosit, tehnica tehnicilor artistice. Foarte frumos, foarte frumos, bravo, bravo, îmi place. Îl avem aici pe fi pe stil la mama naibii. A, templul lui Darwin, cargo radioactiv los. Arăt bine. Ui și ceasul aici ce trebuie. Corpul ce trebuie, abdomenul 1, 2, 3. Este chiar 8 pack, nu 6 pack. Pantalonii îmi plac mult, chiar mi-aș cumpăra și în realitate, că n-aveam chiar așa. Dar sunt mai fain ăștia. Nu am avut așteptări deloc. Privește cât de bine a putut ieși acest desen în doar 50 de minute. Desenul. Eu în 50 de minute nici n-apuc să-mi scot hârtia pe masă. Ești nebun la cap să-mi ascult creioanele. Foarte bine. Uitați-vă, vă rog, la antebrații. Băi, ochelarii de la Ray-Ban, da? Se poate vedea. Urechiușile, oricum am urechi mici, știu că... Deci chiar mi-a scos foarte bine. Dar rămâna, sper să-ți placă desenul meu. Știu că nu e perfect, dar am încercat. Dar nu căutăm perfectul aici, măi, omule, măi. Acesta este perfectul. Este perfectul simplu. De ce este fratele mai înalt decât mine în acest desen? Nu-mi place. Ok, sneak anime. Good, nice. Și cu de-asta... care strălucește, sneak anime. A, ce tare mi-a făcut cu mamea mă, ce drăguț. Super tare. Băi, fraților, hai să apreciem o leacă ce se întâmplă aici. Voi vedeți o leacă că, frate, mi-a pus-o pe Selena în cârcă, să fim serioși. Aici, mă rog, aveam undeva la 53 de ani. Și nevastă mea la fel, Selena, undeva la 47 pe acolo. Așa sper să arătăm. Și pupicul acesta pe gât. Vă rog frumos, acest pupic pe gât. Da, păi cu aceste buzițe frumoase, cred și eu. O, însurat și ăsta inela, minela, la deget sunt însurat. Trebuia să-mi fac o leacă mai mult păr, dacă tot, măcar el cobora o leacă mai jos să vadă aeroportul Henry Coanda aici. Da, chiar e tare, cine l-a făcut? Bianca Drăgoi. Este prea tare. Deși nu cred că îmi vei vedea desenul, am încercat să te desenez, cred că este a doua oară când încerc să desenez persoane în creion. Știu că nu e perfect, dar am încercat. Băi, scoateți-vă băia asta din cap cu perfect, bă, cine
Și unde-i când vreodată? Vă zic de pe acum, îmi pare dacă nu pot să văd desenele. Frate, deci nu mă așteptam să avem atâta pe mail. What the fuck? Sunt prea multe pe mail și după ar trebui să mai intru și pe Instagram. N-am nicio șansă. Vă zic pe acum, mulțumesc că ați desenat, că m-ați desenat. Mai facem un episod, nu-i problemă, dar n-am nicio șansă. Sunt prea multe. Nu a ieșit prea bine desenul, dar sper să-ți placă desenul. Are aprobarea baghetei magice. A lingurii de lemn cu care fugă mama mă ligă atâți ani. Aici este ochiul lui Ra, lui Horus, un pic deplasat. Dar este ce trebuie, adevărat. Ce pervers ești aici. Putea să fie orice copil, dar o să zicem că sunt eu. De dragul episodului. Cam mult păr totuși. Da, după cum putem vedea, cam chiar, cam mult. Trebuie să mă mai tun. Umerii ăștia ce trebuie. Ești din altă ligă. Da-mi place. Încercare eșuată. Nu! De ce spui asta, man? Arăt foarte bine. Zici că-s dwarf de la gnom. Eu nu văd nimic greșit. Am și inimioare. Așa am văzut persoana asta. Un troll, dar care oferă dragoste, nu? Despre asta este vorba. Fiți mai buni. Dar nu încetați să mă uimiți niciodată. Dar se vede iubirea totuși din piept de aici. Și snig acolo, se vede că sunt eu cu scris acolo deasupra. Poate sunt eu mai capătrat, dar na, măcar vă iubesc, nu? N-am nas. N-am nas? De ce n-am? De ce trebuie să am nas, nu? Dar chiar îmi stă foarte bine fără nas, pardon. Nici nu vreau nas, nu. Matei Maxim, ești Maxim, rău, îmi place rău de tot. Opa, unul mai drăguț așa. Vezi asta cu un pic de umbră, volum deja seamănă. Părul îmi place cum mi l-a făcut. Este adevărăciune de păr. Fața un pic, bă, dar până la urmă copiii au de stai că bă, sunt prost rău de tot. De mi-aduc aminte când desenam eu. Mai știam să desenez, făceam portrete și chiar și portrete cu mâini, dar numai că acum nu mai știu. Nu mai știu, desenam acum 4 ani. A trecut timp, am îmbătrânit. Această mustăcioară care o băga fetele în boală, pardon. Acest cioculeț adevărat de bărbat, bine. Viking. Ăsta e drăguț. Cine l-a făcut pe acesta? Denisa. Denisa, ești tare rău. Aici l-avem pe Snig, nou, ce? Pe Snighulet. Snig, după un lumână în China. Zici că să leacă Jackie Chan aici. Jackie Chan. Fața o leacă pleșuv așa, în sensul că ai, băi, misom, lasă-mă, leacă în pace. Dar e față de bonom așa, de om cu suflet bun, știi? Ochii pică, dar pică de somn, de oboseală. Pică pentru că este foarte cald afară și este normal. Gen, asta este fața mea în momentul ăsta. Lushan. Lushan. Nu mai sunt Lucian, sunt Lushan. Asta este ce trebuie. Oh, yeah. Oh, nu, ăsta. Oh, da. Băi, ăsta merge, îmi place. La asta îmi place mai mult cum mi-a făcut abdomenul. Ia să vedem ce scrie aici. Eu nu știu să desenez, dar v-am să spun că te respect și te admir foarte mult. Ești un om super tare, Snig. Apropo, și mai vrem reacții. Andreea, ce drăguț, fraților. Băi, deci mi se umple inima de bucurie. Uitați, fraților, cât costă să faci un om fericit. O leacă de cerneală și o foaia 4. Am stat câteva ore să mă chinui la acest desen și chiar sper să-ți placă. Sănătate și să bei apă multă, zeule grec. Mersi, ia uite-l. Băi, este ce trebuie. Este adevărăciune. Ochelari ăștia, caricaturile astea. Bam, bam, jichidi, bam, hop, rrța, bac, bac, bac. Ce trebuie, nu? Lua-mă, mă, iau ce buzurare așa aici. Mă, dem-ți și-o alea 3 milioane. De la locația din 2017 sau când am luat ultima oară. Deci îmi pare rău dacă ceva chiar ăsta foarte mult și-a desenat unul bun și eu nu-l văd. Deci îmi pare rău de tot. Chiar îmi pare rău de tot. Dar să mă spamați până-l văd dacă chiar e foarte bun și a stat mult și... Nu că ceilalți n-a stat. Sau că-s foarte urâte. Nu. Nu la asta mă refer. Băi, uitați ce tare este acesta. Ești nebun la cap? Preda Elena. Băi, vezi, bă, ce tare, e colorat așa. Ia uite, chiar prima care l-a făcut în culoare. Bă, pardon, este tare rău. Bam, hazul meu, așa, o leacă, eu, de stilul meu aduce o leacă Gengis Han. Știi ce zic? Așa sunt eu, un pic chinezoi de felul meu, Jan, nu Shan, știi? Este ce trebuie, leacă de mustăcioare de asta, de Guan Yu, știi? Dacă știți zeul ăla mongolez, Guan Yu, știi? În sensul ăla, dar îmi place rău, uite, culoare, altfel se vede, băi, te pup, cum o chema? Elena, te pup, Elena. Băi, ce este acest desen, bă? Ia uite-l, dar ce? Băi, arată exact ca mine. Nu știu de ce, dar arată exact ca mine. Uitați-vă, alea, că la grupile astea de mușchi, bă, adevărăciuni, bă, uite umerii aia de zici că am băgat tanadrol, sunt sintol, sunt de toate, ești nebun la cap, ce rău, zic că ești de Bill de Bauli. Acestea antebrații de... Thor, zici că Thor pe bune, dacă nu, abdomen direct de Odin, freza, hop, că acum ați frezat, și pantalon, cred că sunt pantaloni care fac eu antrenament, adevărat, nu, pantaloni de la Lidl, să n-am foarte, cel mai tare, e tare rău ăsta, e caricatură, hazul meu, hop. Bă, ești prost și tare este acesta, fraților, toate ca toate de până acum, dar acesta, fraților, este adevărat. Bă, ia uitați, bă, ce fain este acesta, bă.
Pe bune, băi, voi ziceți voi dacă ăsta nu este foarte tare. Este ca poza pe care o am eu pe Instagram. Dar ce tare este, îmi place mult. Și cu background așa în spate, cu snicul luminițe, cu inimioară verde, ca la unguri, ok, mie îmi place verde, dar e bun și verdele. Îmi place, ok, I love every people, ok? Am lingura asta, băi, dar miroase verea. Toate tochiturile din lume, deci cred că a fost asta dacă nu am învârtit și ardei și mă ligă și la mama naibii tot în viața ei. Din nou, ăsta e unul dintre cele mai faine, cel mai... Astea în culoare câștigă pentru că, na, știi, e mai greuț să le faci în culoare. Da, uite, foarte fain, au pus culorile, au pus umbrele foarte frumos. O da senzația așa de volum pe fiecare umbră pe care o pus aici. Foarte tare. Bravo, drăguț rău de tot. Uite, și aici se vede mușchiul sternocleidomastoidian, din nou foarte bine structurat. Ăsta cred că era de aici cu umbre. Bravo, cine, cum o cheamă? Florentina Jalba, sper că citești bine. Are un video? Ce? M-a filmat cum o desenat? Nu pot să cred. Bă, sunteți nebun la cap? Uitați, fraților, că o filmat cum o desenat, pardon. Ce creioane mișto. Ia, hop, îți, bine, eu sunt bine, mamă de bazuca, zui, eu sunt acesta, băi, dar ce tare este acest videoclip. Bună, Znic, sunt mare fan și îmi doresc să mă sun pe WhatsApp, te rog, sună la acest număr, te rog frum. Mulțumesc pentru desen. Snack, Smic și Snic, în mormântare. Băi, ce e asta, bă, ce mail e asta, bă? Deci am pus titlul la mail în mormântare. Și l-am făcut pe Snack, Smic și Snack. Adică ăsta e normal, nu? Snick, nu? Ăsta e Smic, că era când Snick era un mic. Și Snack, că era baton de ciocolată. Este cel mai random desen pe care l-am văzut până acum. Mulțumesc pentru toți care m-ați desenat. Mulțumesc că majoritatea poate n-ați văzut story-uri de azi, mi-ați trimis pe Instagram zile trecute și eu nu am cum să le văd și restul mea. Și mulțumesc pentru, din nou, pentru cât mi-ați trimis, deși poate pe unele chiar n-am putut să le văd. Mai facem dacă vă place. Am zis că cine face cel mai frumos desen primește ceva de la mine. Tocmai de-aia veți primi un pupic alături de această coadă de lingură ruptă. Ce să vă mai zic, șahală, mă, uitați să mă urmăriți pe Instagram la Aron Sniculeț, am făcut 300.000, nu uitați să folosiți codul SNIC15 pe Photoshop, 15% reducere, nu știu dacă mai e. Încercați și voi dacă nu, băgați SNIC simplu, că asta e, s-a dus promoția. Și ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pa, pa!